E o bucurie ca în fiecare an să fim împreună la acest moment de bilanț în care ne numărăm și noi roadele, așa cum se spune că românul o face toamna. La acest moment de bilanț în care ne bucurăm, dar luăm în considerare și ceea ce va trebui să facem în continuare, pentru ca noi, profesorii de religie, să putem să ne ducem până la capăt și misiunea noastră. Pentru că, așa cum știți, avem o misiune care nu este ușoară deloc, dar dăm slavă lui Dumnezeu că e în permanență în viața noastră și mergem înainte. Ați încheiat un an școlar cu foarte multe activități frumoase și reușite. Mă refer în primul rând aici la Olimpiada Națională de Religie. Probabil că știți, județul nostru a organizat anul acesta 5 Olimpiade Naționale și o Balcaniadă. Toate încurunate de succes, toate remarcate la nivelul Ministerului Educației Naționale pentru excelenta organizare a echipelor care au gestionat acestea și pentru rezultatele obținute de elevii noștri la aceste olimpiade. Chiar dacă disciplina dumneavoastră nu este una de examen, rezultatul unui copil depinde de fiecare dintre noi. Nu este numai al profesorului de română sau al profesorului de matematică, fiecare dintre noi picurăm frânturi din sufletul nostru în sufletele copiilor. Și rezultatele sunt ale tuturor și de aceea vă mulțumesc în numele conducerii Inspectoratului Școlar pentru tot ce faceți în activitatea dumneavoastră. Dincolo de toate informațiile pe care le oferiți dumneavoastră, pe care poate le ofer și eu la predică, sau le oferă alții în scris, dincolo de toate aceste informații, din scriptură, din istorie, din cultura generală, totul este subordonat acestui singur și exclusiv cel pe care îl urmărim. Să fie prezent Hristos în viața noastră, să se vadă prin cuvântul nostru Hristos Domnul, viața Lui, cuvântul Lui și să încercăm a-L vedea pe copilul din fața noastră ca receptacol binecuvântat al aceluiași Hristos, ca și viața Lui să fie tot viața Domnului Hristos continuată și înnoită în El. Vedeți realismul Sfântului Părinte, într-o măsură mai mare sau mai mică. Aș dori din tot sufletul ca dumneavoastră, luni după vot, întorcându-vă în sala de curs, să aveți și bucuria, și îndrăzneala, și curajul să priviți în ochii copiilor. Și acolo veți vedea mulțumirea lor față de gestul pe care l-ați făcut sau reproșul pe care vi-l vor face în momentul în care, Doamne ferește, nu reușim în acest demers și îți dai seama că aș fi putut face poate ceva mai mult și dacă și eu aș fi convins 2-3 persoane în plus și alte câteva sute de mii ca și mine, poate altul ar fi fost rezultatul.